Autoritățile publice locale au organizat o nouă conferință de presă în cadrul căreia s-au punctat implicațiile pe care ultimele modificări ale codului fiscal le au asupra mediului de afaceri dâmbovițean. Unul dintre subiectele abordate se referă la clădirile utilizate pentru locuit. Discutăm de clădirile rezidențiale, de clădirile nerezidențiale și de clădirile mixte. Ca și obligații ale contribuabililor, aș menționa faptul că toți contribuabilii persoane fizice care dețin clădiri nerezidențiale sau mixte trebuie să depună declarația fiscală până la data de 31.03.2016. O altă noutate pe care codul fiscal o aduce, impozitul este anual, în sensul că dacă un contribuabil dobândește o clădire pentru anul 2016, impozitul este datorat de vânzător, iar cumpărătorul datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie anului viitor. Acest lucru este valabil și în cazul terenurilor și în cazul mijloacelor de transport. La Târgoviște, toate detaliile privind impozitele sunt disponibile la sediul Serviciului de Taxe și Impozite. Clădirile nerezidențiale, conform hotărârii de Guvern 1, sunt acele clădiri folosite pentru activități administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultură, de educație, financiar, bancare, industriale, de sănătate, sociale, sportive, turistice, precum și activități similare, indiferent de utilizare sau denumire, fără ca acestea să intre în categoria clădirilor rezidențiale. Este bine să punctăm aceste definiții pentru ca să știm, ca și contribuabili, ce fel de clădire deținem. Așa cum a spus și domnul primar, începând cu anul 2016, impozitul se calculează în funcție de destinația clădirii și nu, ca și până acum, în funcție de suprafață sau valoare. Comercianții, persoane fizice și juridice trebuie să facă o evaluare a imobilelor la 3, respectiv 5 ani. Evaluările se fac de evaluatorii autorizați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor din România, prescurtat ANEVAR, care au specializarea EPI, care înseamnă evaluarea proprietăților imobiliare. Aceștia sunt autorizați să facă aceste evaluări. Și unde îi găsește cum? Îi găsiți pe toți evaluatorii, și pe județe și pe țară, îi găsiți pe site-ul ANEVAR-ului, Asociației Naționale a Evaluatorilor din România. Pentru cetățenii târgovișteni, informațiile sunt disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Târgoviște.